Echipa națională a clubului sportiv Vulturii au revenit acasă de la campionatul european desfășurat la Moscova, Rusia. Sportivii au parcurs un drum lung, obosiți, dar fericiți au fost întâmpinați pe piața Independenței din orașul Drochia de către persoanele apropiate. Antrenorul echipei Vulturi a fost alături de discipulii săi, i-a susținut și i-a motivat la victorie la campionatul european. Там году национальная сборная команда по гребле на лодках класса Дракон участвовала в чемпионате Европы национальных и клубных команд по гребле на лодках класса Дракон в городе Москва с 18 по 21 июля. Где собрались сильнейшие команды Европы, и наша команда довольно-таки успешно выступила. Да, к сожалению, мы были очень близко к золотым медалям, но русские оказались команды сильнее, и нам досталось в основном серебро. Vulturii sunt mândri de echipa din care fac parte. Campionatul european la care au participat recent sportivii a fost încă o experiență pentru ei. Au întâmpinat multe dificultăți, dar asta nu i-a speriat. Sunt gata să muncească și mai mult pentru a atinge doar succese și doresc doar victorii pe viitor. A fost foarte interesant. În primul rând, noi am primit experiențe foarte mari, deoarece echipa rusă a fost un adversar foarte serios pentru noi. Și până la anul va trebui să ne antrenăm mai mult ca deja la anul să-i întrecem la toate distanțele și luăm peste tot locuri de aur. Foarte bucuroasă că am ajuns în Moscova și să particip la așa campionat mare și m-am așteptat la așa rezultate, dar să putem și de lucrat și mai mult. Am avut concurență mare și am muncit pentru locurile care le-am ocupat. Tinerii din cadrul clubului sportiv Vulturii au muncit cu spor și efortul depus s-a adeverit. Проходили сборы 10 дней, и мы готовились, приезжали, ну вот, с Дроки, Сергеева, я с Бельц, с Кишинева. Вот мы готовились 10 дней, у нас были сборы, и подготавливались. Au așteptat cu nerăbdare odraslele să revină și indiferent cu ce succese, fiind oricum mândri de copiilor, emoțiile sunt de nedescris, susține Leonid Cecan, tată a unui din sportivi. A fost foarte, foarte delungată. Dintre altele, cam printre primele dăți când a plecat de acasă, deja un timp îndelungat. Deci fiecare zi era ca o săptămână, ca o lună, nu știu cum vă spun. Urmăream cu mare atenție în Facebook tot ce găseam. Și era legat cu întregile competițiile care s-au petrecut și retrăiam cu inimă și cu suflet. Campionatul european pe canotaj s-a desfășurat în perioada de 18-21 iulie la Moscova. Echipa clubului sportiv din orașul Drochia, Vulturii, care este formată din sportivii din Bălți, Orhei, Chișinău și Drochia, s-au clasat pe locurile 2 și 3. Din toate 15 categorii din cadrul competiției, Vulturii au câștigat și au adus acasă 12 medalii, 2 de bronz și 10 de argint. Victoria Conie, Eugeniu Bulat, TV Drochia.